cel mai așteptat moment al serii. La Degenia Altanet. Ce mai atâta vorbă. Vaida Paraschiva ne va prezenta un număr de dans. Înainte, aș dori să vă spun câteva cuvinte. Etapa următoare va avea loc pe 9 mai. Și dacă mai sunt doritori, statul mare, de asta nu contează. Eu stau în Beș și vă iubesc. Din 92 am venit înapoi din Germania pentru România! Și să mai spun mai departe, am luat la ediție în 2005, în Italia, premiul special al juriului. Oricând pot să vă dovedesc, care știe Antena 1, care a fost 3 ore la mine acasă. Am cântat și în Germania și
Scuzați, trebuie să spun adevărul.
faimat totalmente. Deoarece eu nu sunt aceea ce cred unii. În primul rând sunt din satul mare, tatăl meu a fost actor din nefericire în Nord. Dar pentru aia eu mă duc înainte, fiindcă viața asta am venit pe acest pământ și trebuie și să plecăm. Dar trebuie să, dacă avem un pic de talent, nu contează cât să n-ai, și Fred Astera, dar asta până când a murit, sau Sarita Montiel, care mi-a fost idealul meu, sau Marlin Moreau, poate undeva să mă dau cu el, și cam atât. Să vorbim și noi? Bineînțeles, domnul profesor, abia aștept. Mulțumesc. Apreciez că aveți o verbă ritmică deosebită. Mulțumesc. Dacă ați ajuns la Antena 1, ar fi rușinos să nu vă promovăm în etapa următoare. Aveți în partea mea în dar. Am rugăminte, domnul profesor, domnul Ișman, eu așa vă știu de la Rade. Dacă dumneavoastră considerați că nu merit, vă rog să nu mai spuneți. Dacă merit, atunci vă duc mai departe. Merit, vă duc mai departe. Mulțumesc. Am făcut un show. Vă mulțumim!